În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc două versete dintre început, din Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan, capitolul 19, versetul 17 și 18. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus era la mijloc. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl, Domnului Iisus, pentru această zi binecuvântată, care am ajuns-o din nou. Îi mulțumim atât de mult pentru gândul care ne l-a pus pe inimă adunării din Iași, fraților, surorilor. Gândul acesta care poate să fie cel mai frumos gând din lumea aceasta. Golgota, locul unității creștine. Golgota, un cuvânt care n-am putea să-l uităm niciodată. Și mulțumim și fraților și surorilor care și de această dată au vrut să vină la părtășia aceasta cu noi, cu Domnul Iisus. Și aș vrea să citesc încă două, trei versete din Epistola Sfântului Apostol Petru, cumva să mergem pe gândul acesta, gândindu-ne la faptul că urmează o săptămână foarte grea, de care trebuie neapărat să ne aducem aminte. Cu toții așteptăm învierea, Paștele, cu toții am vrea să ne bucurăm săptămâna viitoare. Dar ca să ajungem la această bucurie, trebuie neapărat să începem cu această zi. Să trecem în această săptămână gândindu-ne în inimile noastre la modul cel mai serios. La modul acela în care suntem uneori serioși și să privim spre Golgota. Să privim la El, la Domnul Iisus, ce a făcut pentru noi, ce a îndurat El pentru noi. Și Sfântul Apostol Petru surprind așa de minunat în capitolul 2, versetul 24 și 25. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Am ales acest text, de fapt nu l-am ales întâmplător. Pur și simplu mă gândeam ce aș putea să spun despre Domnul Iisus, despre Golgota și cu toți am putea să ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi, de momentul acela în care El ne-a căutat, ne-a găsit și ne-am întors în casa Lui, la picioarele Lui și am găsit odihnă în sufletele noastre. Dar pentru că de foarte multe ori noi ne depărtăm de casă, ca și fiul risipitor, de foarte multe ori uităm de El, de Golgota, astăzi este un minunat prilej ca să ne întoarcem la Golgota, să ne întoarcem la picioarele Domnului Iisus. Întorcându-ne la Golgota, întorcându-ne la locul acesta minunat, aici putem să ne unim cu Domnul Iisus, să găsim unitate cu frații, cu surorile, să găsim iertare, să găsim pace. Întorcându-ne la Golgota, nu numai astăzi. Până la sfârșitul vieții noastre trebuie să fie o întoarcere la Golgota, cum spunea Părintele Iosif. o întoarcere cu privirea noastră la Domnul Iisus, ca aici să se piardă toate gândurile noastre firești, toate judecățile, ca aici să ne regăsim cu toții. Aici dispar totul, fraților. Dispare și apare și iubirea. Acesta a fost gândul dintr-un început, gândindu-ne la Golgota, locul unde putem să ne întoarcem cu toții, locul unde pot să mă întorc eu azi personal, în inima noastră fiecare în parte. Și astfel putem să ne întoarcem și să ne întâlnim cu toții, cu frații și cu surorile, în aceeași gând. Și aici dispar și temeri și gânduri. Și Domnul Iisus coboară în fiecare parte dintre noi. Amin. Slăvit să fie Domnul!